Avem lanțul ăsta foarte vechi, cred că are 10 de ani, cine știe, 70-80 de ani, dacă nu mai mult. Eu vreau să-l recondiționez, să-l agăț de căruța care ați văzut-o în clipurile mele și vreau să-l vopsesc. O să vedeți cum îndepărtez rugina după el. O să-l băgăm pur și simplu în oțet și o să revenim peste o zi sau chiar două și vă arăt cum iese, stând pur și simplu în oțet fără să-i facem nimic. O să-l lăsăm așa și o să vedem peste două zile cum arată, înainte de vopsire. Am revenit la lanț. A stat două zile și ceva, cred, în oțet. Cu ăsta o să-l vopsesc, cu ăsta roșu, dar o să-l vedeți când o să fac un video și cu căruța la care lucrez. Când o să fie gata și căruța, o să-l agăț de ea și atunci o să-l vedeți și cum arată. Deci acum să-l scoatem din oțet și să vedem cum s-a făcut. Cam așa arată. S-a îndepărtat foarte bine rugina, mai sunt, văd, câteva puncte, dar nu este o problemă. Oricum ar fi, lanțul s-a curățat foarte bine. Nici nu o să-l mai degresesc cu nimic, pur și simplu o să-l vopsesc și o să-l agăț după aia de căruță. Deci cam așa îndepărtez rugina de pe obiecte de-astea vechi sau de pe ce am nevoie să curăț și fără să fac efort, să mă lupt cu perii de sârmă sau mai știu eu ce alte soluții. O să revin cu un video când va fi agățat și la căruță și o să-l vedeți în forma finală. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi bună!